Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Asociației Unirea ODIP, domnul Vlad Bilețchi. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc frumos pentru invitație. Domnule Bilețchi, noi suntem în plină campanie electorală și dumneavoastră sunteți unul dintre puținele persoane cât de cât sau suficient de cunoscute în Moldova, care nu candidați nicăieri. Și eu sunt sigur că cu lejeritate ați fi găsit o platformă pentru, nu știu, a merge în Consiliul Municipal Chișinău, Consiliul Municipal Bălți, un Consiliu Sătesc Suric sau Consiliu Sătesc Lopatnic. Nu ați avut oferte sau dumneavoastră n-ați încercat? Cum se explică? Că sunteți, deși sunteți foarte activ, dar iată, în electorala asta nu v-ați implicat în niciun fel. Știți ce m-am amuzat cel mai mult? Când oamenii își dau importanță, spun, da, am avut vreo 5-6 oferte, dar le-am refuzat. Au existat niște discuții, niște propuneri cu partide mai mici, începătoare, cu partide deja existente, dar eu din start am spus tuturor că eu nu vreau să candidez la aceste alegeri. Asta a fost mesajul meu clar și pentru mine, dar și pentru toți ceilalți. N-am primit, Doamne ferește, și oferte, venit oamenii cu sacvoiaj de bani, Doamne ferește, nu? Întrebat, domnule Vlad, vrei să candidezi undeva? Uite, vin alegerile, suntem în căutare de candidați, dacă vrei, poate să candidezi. Și platforme de partide unioniste și care au alte viziuni m-au întrebat, nu pot spun că mi-au venit acasă, școlai, cu pâine, școlai, spun, domnule Bilețchi, vă rugăm frumos. E penibil, domnul Gonța, nu știu a câte le-a invitat, îl văd în a nu știu câte le-a platou, în care spune că așa face o grimasă, o față grea, spun, domnule, am avut, dar am refuzat. Așa, parcă, domnule, nu o să răsară soarele pe cer dacă nu o să scandeze acea persoană. Oameni buni, haideți fim o leacă mai modești, fim o leacă mai simpli, mai cu picioarele pe pământ, că devine penibil. Eu sunt sigur că aceeași emoții ca și mine o trăiesc alți zeci de mii de moldoveni când acești candidați își dau atâta importanță. O să treacă alegerile și cu ei și fără ei, o să mergem înainte și cu guvernare și cu opoziție, totul se va schimba și Republica Moldova nu se va opri aici. Cu siguranță nu este un punct în istoria noastră cotidiană. Așa, dar ca observator activ, cum vă par aceste sau această campanie, care a început câteva zile în urmă, dar de fapt are vreo două luni, amorfă, veselă, dură, agresivă, mai puțin, lejer, murdară, foarte murdară, ticăloasă. Și dacă sincer, eu nu văd... S-ar putea să fiu pesimist și n-aș vrea să fiu doar cu mesaje negative, dar nu văd viitor și prosperitate în aproape nici unul dintre candidații și platformele politice care ne se oferă nouă. Inclusiv felul în care se desfășoară această luptă deja este compromis. Încălcări peste încălcări din partea tuturor. Și guvernare, și opoziție, și parte din noi, și parte din vechi, toți încalcă. Toți fac exact aceleași minciuni, manipulări, prostii. Unii deja parcă vor să bată recordul penibilului și a prostiilor debitate în spațiu public. Sunt îngrozit de calitatea politicului din Republica Moldova. Domnule Gonța, eu sincer vă spun, fiind la școală, eu credeam că dacă vrei să te lansezi în politică, trebuie să fii un om informat, cult, educat, bine pregătit. Eu observ că cu cât mai rău, cu atât mai bine. Cu cât mai arogant, mai tupeist, mai mincinos, mai agresiv ești, cu atât mai multe șanse s-ar putea să ai în Republica Moldova. Și mă întreb, problema este în clasa politică că se bâhlește? Sau problema este în societatea noastră că acceptă așa bâhlitură? Pentru că este o stare de descompunere, de putrefacție, deja miroase urât, deja provoacă greață ce aici se întâmplă. Și spun greață pentru că atacurile sunt din ce în ce mai josnice, tehnicile de manipulare sunt din ce în ce mai grosolane, promisiunile sunt din ce în ce mai mari și realizările sunt din ce în ce mai mici. Deci, haideți să spunem lucrurile pe nume. Eu mă uit, iată, dacă îi să luăm bătălie pentru municipiul Chișinău. Guvernarea și primăria Chișinău, ca să nu dau nume, să nu mă acuză nimeni. Dacă nu pot să-l învingă prin mijloace legale de convingere, pe TikTok au apărut fel de fel de pagini care denigrează în cel mai grosolan mod, folosind cele mai grave calificativi, acuzații, inclusiv nefondate, adică neprobate, fără vreo dovadă exactă, fără să meargă într-o instanță de judecată, fără să acuze, așa mai departe, în adresa contracandidatelor. Oameni buni, noi mergem spre Europa sau noi mergem spre, transformăm lupta politică într-o mizerie, într-un fel de înjurătură ca la ușa cortului? De cealaltă parte, îl luăm peste picior că avem WC-uri prin Republica Moldova, încă 200 nerezolvate care sunt în exterior. Eu stau și mă uit despre ce se vorbește în campanie electorală. Nivelul discursului public a căzut mai jos decât podeaua din acest platou sau mai jos decât asfaltul de pe strada Albișoara care se inundă la fiecare. Deja mai rar. Deci e total grav ce aici se întâmplă în Republica Moldova. Domnul Bilescu, dumneavoastră
ci că nu sunteți implicat în campanie, dar dumneavoastră seara de seară sunteți online. Și iată, eu vă citesc una dintre declarațiile dumneavoastră. Acționăm, depunem plângeri și sesizări, candidații interziși participă la alegeri. Dacă vii de la Partidul Democrat, scapi de dosar penal. Dacă vii la PAS, candidezi, chiar dacă ești interzis. Prima, despre ce vorbiți dumneavoastră? Și doi, de ce faceți asta? Sunt activist civic și consider de datoria mea să mă implic activ în viața socială și politică acestui stat. Mereu trebuie să existe o opinie critică vis-a-vis de orice se întâmplă. Cu regret, în ultima perioadă de timp, noi se merge pe radicalizare, nu pe toleranță, acceptare, exercitarea drepturilor și libertăților care ar fi valori europene, ci exact opusul. Adică, dar unde ai fost până acum? Eu ani de zile fac chestia asta. Și când au fost PD-ul la guvernare am făcut, și când au fost socialiști la guvernare am făcut, și când oamenii pasul la guvernare tot fac. Doar că probabil, fie că oamenii au memoria scurtă, fie că așa de bună și de bine organizată este propaganda, încât ei au uitat, ei n-au văzut. Păi problema celor care n-au văzut. Că pot liber să-i scrie în Google Vlad Belețchi și o să găsească zeci și sute de articole în care am fost și la Publica, și la Prime, și la Jurnal TV, și la TV8 și am spus lucruri despre fiecare în parte, despre cum s-au făcut anumite... Astăzi, dacă critici, azi e ca niciodată. Și la N4 ați fost. Și la N4 am fost. De fapt, N4 nici nu mai spun pentru că e evident, adică e din capul locului. Astăzi, dacă vorbești niște lucruri adevărate, gata, ești talpa iadului, trebuie să mori în chinuri, nu mai ai loc în Republica Moldova, trebuie să-ți fii rușine, că faci jocul bandiților și hoților și ții cu Federația Rusă. Alo! Sunteți cu toți acasă, oameni buni. Voi chiar nu vedeți în ce propagandă vă bagă? Și ca să nu vorbesc, să nu lungeți vorba, eu vin cu documente. Oamenii cred în probe. Eu sper că probele mai funcționează. Dacă cuvântul nu mai are aceeași valoare, a fost de... există probe. Atât, uitați-vă. Sunt două documente. Explic pe paș ca să fie foarte clar. Deci, de unde poate cecul să știe cine are dreptul și cine nu are dreptul să candideze la alegeri? Ei întreabă ANIU, cu o autoritate care răspunde de, domnule, să verificăm dacă nu s-au încălcat anumite incompatibilități, legea, îmbogățire ilicită și alte acțiuni de acest gen. Și în cazul în care se constată, se emite un act de constatare și îi se dă omului interdicție. Domnule, încălcat funcția publică înseamnă că nu o să mai poți ocupa 3, 4, 5, 6, 10 ani sau cât stabilește legea. De obicei este 3 ani. Iată ce cu cere prin demers ca ANIU să trimită această listă de interdicții. ANIU trimite corespunzător. Iată lista. Doar o mică precizare. Lista datează din 20 septembrie 2023, semnată de Ion Nicolaev, care este inspector de integritate principal al Serviciului Securitate, Audit și Control. Adică nu este un inspector simplu. Este un inspector, inspector care răspunde de securitate. Deci este mai mult decât un simplu inspector. Iată avem lista cu numele, prenumele. Aici este astupat datele pe caracter personal, funcția pe care ocupă aceste persoane și de când rămâne în vigoare sau de când se aplică interdicția de a ocupa o funcție publică. O paranteză. Deci, aceștia sunt, e o listă de 70 de persoane, dacă nu greșesc, da? Da. Acești oameni și-au depus documentele pentru a se înscrie în cursa electorală, nu contează în care localitate. Aceștia sunt oamenii care figurează în lista, care au interdicții. Ei încă n-au depus să candideze. Nu se știe, s-ar putea să încerce să depună scandidele, să depună acte, dar ei figurează în lista interdicțiilor. Avem o listă cu cei interziși. În momentul în care dumneavoastră veniți și depuneți acte, noi verificăm, sunteți sau nu în listă. Sunteți în listă, înseamnă că nu vă dăm voi candidați. De ce? Pentru că aveți, iată, interdicție. Așa. Da. A venit lista, iată, prima listă, 20 septembrie, anul curent, 70 de persoane. Nu știu cum se face, că exact în două săptămâni, uitați-vă, 4 octombrie, documentul, 4 octombrie, două săptămâni, 14 zile. ANIU trimite deja o listă actualizată. Eu mă gândeam, domnule, s-a mai completat, poate după ce au votat Parlamentul, PAS a votat a doua oară aceeași lege de interdicții pentru Șor, mă gândeam că cu și o să vedem aici Tauber, Șor, nu știu, Dinu Țurcanu și alții. Mă uit la listă, dar lista s-a făcut mai mică, deja sunt 49 de persoane. Din 70. 21 de oameni au dispărut. Și zic, stați, poate e eroare, poate eu ceva n-am înțeles, poate la oameni le-a expirat, poate la oameni le-a expirat interdicție, poate a trecut termenul de aplicare interdicției. Îl iau la întâmplare. Am mai mult, dacă nu obosesc prea mult. Iată, luăm, spre exemplu, pe Vitalie Ț. Da? Sau Vitalie Țiței, spre exemplu. Vitalie Ț. Căutăm frumos, iată, intrăm pe site-ul ANIU-ului, vedem actul de constatare din 13 decembrie 2019, așa, în care se descrie exact ce a făcut acest om, ce a încălcat el, n-are rost, și la final, în parte rezolutivă, că e 11 pagini, am scos numai prima și ultima, ne uităm foarte atent ce scrie aici. Odată cu revocarea din funcție de primar,
a satului Pociumbuță, Ionul Jucan, în condițiile punctului 9, se decade această persoană din dreptul de a exercita funcții publice și funcții de demnitate publică, inclusiv funcția de primar, inclusiv, pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. Alegerile au fost în noiembrie, respectiv el era în acest mandat. În 2023, acum, expiră mandatul lui. 3 ani după acest mandat, nu are dreptul să exercite funcții. Omul are dreptul la justiție. Omul are dreptul să atace în instanță acest document, să demonstreze că nu este adevărat și că îi se încalcă un drept fundamental. Bun. Omul a mers în instanță și a mers toate etapele. Prima instanță, apelul, Curtea Supremă, care este cea mai înaltă. Iată decizia, încheiere, mai bine spus, a Curții Supreme, deja din 15 iunie 2022. Documentul ăsta e din 2019. Asta e din 2022, 3 ani a durat examinarea. Constată că la 30 decembrie, prin intermediul oficiului poștal, Vitalie Tiței a depus o cerere de chemare judecată împotriva ANI, tralala. Și vedem partea finală. Recursul depus, adică atacul de Vitalie Tiței, se declară inadmisibil. A fost respins. Deci n-are voie să candideze anul ăsta. Încheierea este irevocabilă. Deci noi ne plângem că nu avem justiție, că justiția apără hoții. Iată o dovadă în care ANI-ul a funcționat cum trebuie, a descoperit o încălcare a legii. A sancționat-o printr-un act de constatare. Instanța a zis, domnule, ești vinovat, vei purta răspundere. Și, surprinzător, omul se regăsește pe lista unui partid politic. Iată, omul este candidat, figurează pe site-ul Echipa Europa. Eu vă întreb, cu ce mergem noi în Europa? Cu încălcarea legii? Pentru că aici e o chestie foarte simplă. Omul trebuie să fie în lista interdicțiilor și nu este. Deci interdicții el are, dar l-a scos din listă. Și până se vor clarifica, alegerile vor fi trecute. Deci omul acesta, n-am nimic personal, să fie sănătos, să-i dă Dumnezeu sănătate. Să mai candideze, să trăiască mulți ani. Ideea este simplă. Ai primit o sancțiune. Nu ai dreptul să candideze. Cu ce drept? Și am depus la procuratură astăzi, am depus ieri la CEC, să verifice legalitatea scoaterii acestor oameni din lista de interdicție, dacă CSJ-ul a spus foarte clar, se menține în vigoare interdicția. Cine și cu ce drept și-a permis să intervină în această listă? Pentru că în listă te introduce în momentul în care se aplică interdicția și te scoate când expiră interdicția. Ea nu a expirat, ea rămâne în vigoare, a fost menținută de cea mai înaltă decizie judecătorească, Curtea Supremă de Justiție. Deci problema nu e justiția. Deci problema e factorul politic până la urmă. ANI-ul a lucrat cum trebuie în 2019, Curtea Supremă a lucrat cum trebuie în 2022, ceva s-a întâmplat în 2023. Scuzați-vă rog, dar nu-i Plahotniuc, nu-i Dodon la guvernare. Ca să se întâmple asemenea chestiuni. Alt exemplu, dacă doriți. Dar haideți fără nume și prenume. Măcar fără nume. Prenumele okay. E ok. Ok. Eu vă citesc. Rise Moldova e o sursă demnă de știri. E presa bună, nu? Cum să zic? Liberă, independentă, nu este vândută, investigații și alte etichete nu s-au aplicat. Citesc. Rise Blog, secretul primăriței. Câțiva sași de cânepă au trimis-o la închisoare pe o femeie în vârstă de 41 de ani. Asta e articol din 2022. A cules-o de pe un câmp din apropierea Chișinăului, a păstrat-o acasă, iar când s-o vândă, a dat de un cumpărător cu epoleț. Era un cumpărător polițist sub acoperire. Afacerea a picat, femeia însă a fost condamnată la 5 ani de închisoare, însă nu a stat după gratii nici o zi. Salvarea a venit de la președintele țării, care a decretat anul 2008, anul al tineretului. După acest episod, la 14 ani distanță, vânzătoarea de marihuana ocupă fotolii de primăriță în satul în care locuiește și a nimerit într-un alt proces. De această dată se judecă cu ANI-ul pentru incompatibilitate de funcții. În instanța de judecată, această doamnă și-a recunoscut vina. Da, drogurile sunt ale mele, da, am vrut să le vând și mai departe. Deci, și astăzi se regăsește doamna Adela, se regăsește la fel în Echipa Europa. Eu vă întreb, domnul Gonță, stimați, cu cine mergem noi în Europa și în care Europa mergem noi? Eu știu că oamenii pot să corecteze. Eu știu că oamenii pot să, cum să zic, să aibă căință activă, să regrete cele făptuite și au dreptul la a doua șansă. Dar nu vă supărați. În momentul în care se intervine brutal, în momentul în care nu mai sunt oameni în Republica Moldova care se duc în Europa decât cei care au scăpat de pedeapsă prin amnistia lui Voronin, că în anul 2008 era Voronin. Amnistia înseamnă un singur lucru. Ești vinovat, ți-ai recunoscut vina, dar te grațiază, te iartă, te blagoslovește președintele și ai scăpat de pedeapsă. Deci, despre ce vorbim noi, dragi prieteni? Și eu pot continua, dar nu vreau să monopolizez. Lista 21 mai este Sandu, A, și mulți alții. Dar 21 de persoane, aceste 21, da. Îmi dau seama că le-ați verificat aproape toate. Toate da. Candidează acum pe listele? Nu toate, o bună parte. Vreau să vă spun că primesc o groază de mesaje, chiar acum caut în telefon să vă arăt, o groază de mesaje. Iată, oamenii singuri îmi trimit despre altcineva. Vlad, eu nu l-am adăugat. Uitați-vă. Vlad, bună seara. Îmi trimite despre altul om. Crețu, O. Da? Document, ne arată încheierea de la CSJ. Oamenii au făcut exact același proces care l-am făcut și eu, că l-am filmat în privința la o persoană pe Facebook. Ei fac același lucru și îmi trimit. 35 și 33. Mergem la altul.
cușcă. Sunt multe mesaje și iată, încă unul. Încă unul îmi trimite, poftim. Bună, același caz este și la Căinari și la Căușeni. Iarăși îmi trimite omul document. Da, aveți un procent. Primărița Mghelan candidează. De la ce partid? Același partid. Are interdicție. Curtea Supremă a pronunțat o hotărâre prin care, domnul Gonța, nu vă mint, sunt mesajele oamenilor. Da, eu vă cred. Numărul poate fi verificat. Și am multe astfel de mesaje. Nu-i unul, nu-s două. Deci cred că am de mers toată campania prin localități să filmez această fără de lege. Am sunat primarea. Acuși vă arăt că am și mesaje text, că ăștia am trimit pe WhatsApp. Sunt care nu suntem. Acuși nu e asta, nu e asta, nu e asta. Tu. Iată. Vă transmit primarii care nu au acceptat să candideze de la PAS având interdicții de la ANI și ca și cei doi în listă transmisă la urmă au rămas cu interdicții. Și îmi dă. Pleșca M, Prepelița, Butnaru L, Lozova. Vă pot transmite telefoanele de contact și îmi trimite de la diferite partide. Și am vorbit cu acești oameni în particular. Am mesajul prin care mi se permite să spun că am vorbit cu ei, dar n-au vrut să facă live. Se tem oamenii. Oamenilor le este frică să nu vină acasă mascați la ei. Că și-au permis să meargă împotriva partidul de guvernare. Iată, eu vă arăt mesajul unui primar, vă arăt dumneavoastră. Bună seara, Vlad. Azi nu voi putea intra în direct în stabilit, dar ai acordul meu pentru a vorbi. Stai, este primar dintr-un sat din Republica Moldova care am vorbit. Primar pe LDM. Deci cei care nu au acceptat să candideze pentru PAS cei au care, rămas în lista respectivă. Exact. Cei care au acceptat să meargă PAS sau pseudo-independenți sunt, bine mersi, rezolvați de această interdicție. Deși Curtea Supremă o menține în vigoare. ANI-ul a aplicat-o și Curtea Supremă a spus, domnule, este legală, s-a aprobat conform legii, dumneavoastră aveți interdicție. Nu se poate. Oamenii au încercat să atașe. Dacă ar fi avut dreptate, puteau să o câștige. Puteau să demonstreze nevinovăția lor. Dar aici cazurile sunt evidente și răsunătoare. Ori își vinde teren singur lui, ori el deține și magazinul și face contract cu magazinul. Deci chestiuni de incompatibilitate, de chestii evidente care domn sunt. Domnule, dar care partide mai sunt implicate în schemele astea? Dacă scheme și dacă doar partidul de guvernământ? Nu. Mai sunt și alte partide, dar cel mai strigător la cel este cel de guvernare. Restul, Chicu și ceilalți, nu mă duc în Europa. Pe mine ăștia au zis că mă duc în Europa. Ăștia azi exercită puterea. Ăștia spun azi că luptă cu bandiții. Deci dacă îi se aplică interdicția lui Șor și a partidului, el nu poate candida, dar dacă vii la PAS, poți candidezi. Fraților, asta nu e corect. Asta nu este legal. Asta nu este Europa. Asta nu sunt valori democratice. Asta este bardac. Asta este fără de lege. Asta nu este stat de drept. Și de cealaltă parte, ei spun că ia Cadașor cumpără legători. Nu, așa la cumpără, voi... Da, dar iată, 102 persoane de la Șor n-au voie să candideze. Exact. Mă întreb, dar dacă vreunul dintre 3 și la PAS va putea candida? După același principiu. Deci noi avem și o guvernare și o opoziție, pardon, beteagă. Unul e mai bun decât celălalt, în ghilimele de rigoare. Și fiecare se acoperă cu mizerile care le face celălalt. Dar pentru că dumneavoastră criticați în special PAS-ul, eu am primit azi un mesaj de... O întrebare pentru dumneavoastră. Da. Întrebați-l, vă rog, cât a costat unirea, aluzie la Asociația Unirea, lui cu Șor. Vedeți? Lumea vă întreabă. Da. Am primit foarte multe astfel de mesaje. Am depistat cel puțin 28 de conturi false pe care le-am documentat. Sunt conturi care au apărut în ultimele 2 luni de zile. Sunt conturi cu pisicuțe, cu animăluțe, cu copășei la fotografie de profil, care scriu cam aceleași comentarii și, din păcate, le scriu de foarte multe ori cu greșeli ortografice. Ca să fie foarte clar, punctul lui Vlad Bilețchi de vedere este, Șor este o persoană pasibilă de răspundere penală, vinovată în furtul miliardului și alte acțiuni săvârșite împotriva intereselor Republicii Moldova, inclusiv concesionarea aeroportului, la care a avut un rol dintre cele mai importante, a adus un prejudiciu incomensurabil democrației Republicii Moldova prin faptul că a viciat-o, cumpărând voturi, cumpărând oameni care se iasă la protest și așa mai departe. Dar asta, sub nicio formă, nu justifică că noi, cei care ne batem cu pumnul în piept, că suntem apărători ai legii, apărători ai dreptății, apărători ai valorilor, avem dreptul să coborâm la nivelul lui Șor, să călcăm în picioare legea. Ca să fie foarte clar. Și mă deranjează acest comunism în gândire pe care îl promovează PAS. Ei spun că da, nu, asta spune legătorii noștri. Nu, fraților, asta faceți voi. Asta face presa voastră. Asta faceți voi, deputații și membrii echipelor teritoriale care spun un singur lucru. Toți care ne critică, toți ați vânduți. Dar cum poți să-i pui tu toți în aceeași oală? Cum poți tu, fără să te uiți la argumentele omului, să-i aplici eticheta? Asta e comunism. Aș putea chiar spune că asta e nazism.
aplicarea unei etichete fără a te clarifica. Toți evrei Israel, pardon, citat închis. Asta e o tâmpenie, asta e o prostie condamnată la tribunalul de la Nürnberg. Eu critic concret fapte, nu declarații. Dacă PAS face ceva bun, bravo, continuați, faceți mai bine. Dacă eu văd că sunt prostii, eu critic. De ce nu critici opoziția? Pentru că e opoziție. De asta și în opoziție, că a pierdut. Și voi sunteți la guvernare pentru că ați câștigat. Și tot prin critică ați câștigat, fraților. Voi ați criticat din mama focului, de Doamne feriește, din Iudă, Satană, Dihore și bandit, Plahotniuc, nu l-ați scos, ca și pe Dodon. Ați câștigat. Azi, ferita sfântul, nu să numești urât, dar să vii, domnule, cu o probă, gata, ești vândut. Fraților, cu așa gândire o să vă dăm jos pe foarte mulți ani. Și nimeni din voi nu o să mai ajungă niciodată în funcții publice, pentru că voi stârniți ură și vrajbă în societate. Asta e discurs de ură care este condamnat de Uniunea Europeană. Discurs care îndeamnă la vrajbă și la ură. Eu îndemn la un discurs civilizat. Fraților, avem niște probe îngrijorătoare în privința alegerilor care au loc în Republica Moldova. Haideți să vedem cu argumentele pe masă. Omul ușor, banii, cheningură, pușcă... Oameni buni, asta este Europa spre care ne duceți? Mă îndoiesc. Eu nu văd aici un pluralism de idei și opinii. Pluralism politic. Nu mă pas. Votează în toate buletinile, nu mă pas. Dar dacă mie îmi place PAS în localitatea X și alt partid în zona Y. PAS în toate buletinile. Inclusiv la nivel de slogan. Parcă socialiștii. Nivernica mu, galasui za zvezdu. Fraților, deci, pe bune, e penibil ce aici se întâmplă, domnule Gonța. Discursul, nivelul discursului public a căzut mai jos de orice limită. Deci, ca să nu te complici mult să-i demonstrezi că Bilețchi nu are dreptate, îi pui o etichetă. Bilețchi s-a vândut ușor și gata. În campanie electorală, tot ei, tot ai lor, Vlad Bilețchi este omul lui Plahotniuc. O săptămână a învârtit această plastincă. Prima săptămână, Vlad Bilețchi este omul lui Dodon. A învârtit această plastincă. Omul rușilor, Iuri Roșca II, fel de balade. Săptămâna a treia, Vlad Bilețchi este omul lui Platon. Acum de-am ușor, mâine care o să mai fie? Vă imaginați, domnule Gonța, pe un tânăr de 27 de ani atunci, îl plăteau cei mai mari oligarhi ai țării ca să facă propagandă și să spele mințile moldovenilor. De ca partidul nostru, Sfitaia nașa partia, da? Sfântul nostru partid, luptă și ține piept pe ambrazură, se jertvește pentru bunăstarea țării. Le renunță la $10,000 salariu peste hotare. Își asumă riscuri incomensurabile. Otrăviți cu mercur, domnule, dar merg înainte. E penibil, domnule Gonța, și orice om care are minima rațiune în Republica Moldova înțelege că lucrurile sunt grave. Da, trebuie de luptat cu ușor. Evident. Trebuie de luptat nici nu cu ușor, dar cu fenomenele care le creează ușor. Cu cumpărarea voturilor. Cu vicierea democrației, pentru că atunci când cumpere alegătorul, nu-l convinge. Democrație despre convingere, despre a-l educa pe om, să conștientizeze, să-și dorească, să existe o delegare a puterii, nu o cumpărare a puterii. Deci, deputații sunt reprezentanții plenipotențiari. Trebuie de luptat, dar nu cu orice preț. Nu cu orice preț, domnule Mață. Domn Bilescu, continuăm la peste câteva clipe de publicitate. Vă rog frumos, publicitate doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Bilețchi, un an în urmă, eu am mai zis asta și cu alte ocazii, dacă la emisiunea mea puneam invitatului oricare era el, dacă îi puneam mai mult de două întrebări despre șor, mi-e părea că e exagerat de multe întrebări, am pus. Cu timpul, datorită acestei dispute între guvernare și șor, eu uneori dedic aceste informații jumătate de emisiune, pentru că subiectele se învârt în jurul lor și a guvernării. De asta și vă întreb pe dumneavoastră mai departe. Iarăși la șor ajungem. Deja scandalul se pare că s-a încheiat. A fost mai întâi Curtea Constituțională, domnica Manole Maina a fost arsă în Piața Marea Națională și acuzată de orice. Deși după asta comisia la Veneția a zis că, bă, băieți, decizia curții este corectă, nu aveți de ce să judecați. Oricum, guvernării nu i-a plăcut ce a hotărât Curtea. A intervenit Comisia pentru Situații Excepționale, a intervenit Parlamentul, doamna președinte a promulgat, 102 persoane și au rămas buni de la visul de a candida și de a câștiga. Eu vă întreb pe dumneavoastră, s-a văzut clar că ținta în primul rând este Marina Tauber, pentru că mergea cu prima șansă la Bălți. Mai sunt acolo câțiva oameni cunoscuți. Așa, și iar ca observator vă întreb pe dumneavoastră, cum vi s-a părut toată această... acest film, miniserial, care a durat 3 zile, pentru că cum a început așa și a încheiat. Tehnic, guvernarea PAS a văzut foarte clar decizia curții. Trebuia să o respecte. Ei, în mod
flagrant, deschis, fără să ascund deloc, au spus că, domnule, ne întâlnim mâine în zori dimineața și o facem din nou așa cum vrem noi. Care a fost logica? Ei știu că și aceasta a doua lege, deci prima lege care spunea că nu-i dă voie lui Ușor să candideze, a fost anulată de către curte. A doua zi după decizia curții, ei se întâlnesc în zori, a scris domnul președintele Grosu, s-au întâlnit și au făcut cam același lucru, dar o lecuță că altfel reformulat, cu încălcări grave. În primul rând, n-aveau avizele comisiilor. Pentru ca să poți aproba o lege, nevoie de avizele comisiilor. Ai nevoie de vot în două lecturi, cu distanță de cel puțin două săptămâni, ca să se pună în discuție. Ai nevoie de consultări publice pe acest subiect. Nu s-a făcut nimic, s-a făcut pe repede înainte. Noaptea, ca hoții, cum era acolo. În 10 minute s-a făcut o lege, așa cum în 2019 se făcea între socialiști și democrați. Exact așa a făcut acum PAS. De ce? Ca să-și asume, spune, domnule, vedeți, noi facem orice. Dar asta înseamnă flagrant încălcarea deciziei curții. De ce au făcut chestia asta? Ca să arate că ei eroic merg înainte, știind prea bine că, virgulă, curtea va anula această a doua lege, însă va fi prea târziu să mai candideze cei de la Șor, pentru că termenul limită de depunere candidaturile a trecut. Adică și această a doua lege la fel va fi declarată neconstituțională. Doar că nu putem da timpul înapoi și cei de la Șor nu mai pot candida. Așa că ne-am atins scopul, cu orice preț. Apare întrebarea pertinentă. Și a atins oare sau nu guvernarea PAS scopul? Și care a fost scopul de fapt? Pot să o dau așa mai cotită, n-am să o dau direct. Eu consider ferm că guvernarea PAS și Șor lucrează în tandem în Republica Moldova. Eu știu că unii au mai adiat pe aici așa o idee. Eu vreau să spun de față, ca să rămână spus aici, și voi face trimitere la ea în evenimentele care vor urma de acum încolo. PAS are nevoie de Șor ca să dea vina pe cineva pentru toate eșecurile. PAS are nevoie să dea vina pe Șor pentru a motiva alegătorii din nou să-i susțină în pofida tuturor greșelilor și prostiilor pe care le fac ei. PAS are nevoie de Șor pentru a arăta în fața europenilor că în pofida tuturor greșelilor, iată, ei luptă și uitați-vă câți bani noi prindem, uitați-vă câți oameni corupți noi avem și cât de greu ne vine nou. Deci această epopee s-ar putea finisa în doi timp și trei mișcări. Ei știu asta, ei pot să faci din capul locului corect, legal, astfel încât curtea să nu anuleze. Dar nu să scrii tu în lege că se interzice participarea la alegeri a celor care au făcut parte din conducerea Partidului Șor. Ce înseamnă participare? Dreptul de a alege și de a fi ales. Adică eu n-am voie nici măcar să aleg? Ok, n-am voie să candidez, dar eu pot să aleg. E un drept fundamental. Deci atât de pe genunchi a fost scrisă legea, încât o, da, scrie, știu ce mai acolo, scrie alegeri, interzis, participat. Să margă înainte, că oricum noi știm care e scopul. Atât, i-am făcut o postare, apropo, atât de tare i-au interzis pe cei de la Partidul Șor, încât Partidul Șansa merge cu 652 de candidați și 9000 de consilieri în aceste alegeri. Strașnic, așa de mare pagubă a făcut lui Partidul Șor. Partidul Șansa, domnul Alexei Lungu, care a declarat chiar și aici că partidul a fost creat chiar în baza discuțiilor cu Șor. Da, adică, haideți să fim pe bun. Acum și aici era evident, devine și probat. Dumnealui a declarat aici, în acest platou, probabil pe acest scaun, a spus, domnule, da, mi-a propus Ilan Șor, da, el a spus că o să susțină și mai departe. Am și răi, să decupeze, spune că Vlad Blescu a spus că o să susțină Șor. Propaganda. Păi așa fac și ei. Nu le sugerați idei. Așa, dar ei și așa o să facă mizerie de genul ăsta. Ei n-au nevoie să lupte pe argumente. Ei luptă cu propagandă, cu mizerie. Noi luptăm cu propagandă. Bun, deci, aici o spune Alexei Lungu, liderul Partidului Șor, și ei merg, atenție, în campanie cu 652 de candidați și 9000 de consilieri. Mai mult ca niciodată. Șor a început în acest parlament cu 8 sau cu 9 deputați. Astăzi, în toate sondajele de opinie, în toate măsurătorile, bine, reale, nu cele desenate pe genunchi, Șor crește ca pe drojdie. Și e normal să crească. La fiecare emisiune, Jurnal TV, TV8, Vocea Basarabiei, Moldova 1 și la în 4 a ajuns chestia asta inevitabil pentru că n-ați avut în control. Șor, 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 Șor. Nu sunt buletine de știri într-o zi în care cel puțin de 3 ori îmi se aude Șor. Șor a vrut să candideze și nu a dat voie. Curtea Constituțională și-a făcut în prezență la Șor. Iar niște bani a reținut care nu au de la Șor. Și ce o să fac taubăr de la Șor? Și cum, și cum acolo iar un deputat are interdicție? Asta cum zice, am ridicat imunitatea 14-a oară și cum iarăși el e reținut. Și noi de-am arestat domiciliu și noi știm deja peste 4 luni. Apropo, tot aici, în acest platou, spunea domnul Gonța, ăsta este show televizat. Exact un an, jumate în urmă, când a început chestia asta cu Dodon. Și azi Dodon e liber, mersi, lasă-l în România, n-are treabă, e liniștit, e relaxat, dar și mai țpa lumea. Da, vin vremurile bune, da! Și eu inițial m-am lăsat dus de val și s-a pornit pe urmă creierul. Știți că există teoria aceasta a maselor, da? Manipularea masa populației. Când te lești dus de val, dar pe urmă îți revii din această beție, narcomanie publică, în care suntem induși de mass media care ne tâmpește creierile, și spui, stați puțin, că ceva nu este bine. Ceva nu este curat la mijloc. Nu așa se face un proces de judecată.
Nu o să aibă finalitate. Și am spus asta un an jumate și am publicat pe TikTok și am 300.000 de vizualizări. Semn că oamenii gândesc exact la fel. Asta este un show televizat interminabil și PAS a bătut palma cu șor. Domnul Gonța, și o să vedeți ce o să fie la prezidențiale și parlamentare. Primul mesaj. Dacă nu votați PAS, la putere o să vină hoții și bandiții, o să revină șor. Voi și vreți să revină hoții și bandiții? Votați PAS, că dacă nu, voi o să fiți responsabili de faptul că vin bandiții. Doi, nu votați alte parte de pro-europene. Vedeți ce a spus Alina Spătaru de la Audi. Când mă tin că de-amu sunt și pro-europeni finanțați de șor, numai în PAS puteți să avea încredere. Numai în noi, că restul nu se știe cine stă în spatele lor. Trei, să nu ne oprim la mijloc de cale. Să mergem mai departe cu echipa Europa. Exact cu aceste slogane, vă reamintesc, în anul 2013-2014 se fura miliardul și aeroportul internațional Chișinău. Exact în timpul guvernărilor pro-europene, că nu au furat Dodon sau Plahotniuc. Au furat alianțele pentru integrare europeană. Toți. Ministrul Cutare, prim-ministrul Cutare, toți au fost acolo implicați și noi n-am e venit în fața alegătorului să ne cerem scuze, fraților, scuzați-ne că am votat niște falși pro-europeni care au profitat de noi. Noi mai departe mergem, ce, că Europa, ce ești prost dacă nu înțelegi? Nu-i prost, are dreptul să nu înțeleagă. Cum ai votat și el cândva Europa? Și-a văzut unde l-a dus această Europa. Când ne se promitea, în 2020 Moldova va fi parte a Uniunii Europene. Asta ne spune 2030. Vă garantez că o să fie și 40, și 50, și 60. Noi o să intrăm în Europa când tot deja o să iasă de acolo. Deci este grav ceea ce se întâmplă, domnule Gonța, sub aspect de mental colectiv, sub aspect de inclusiv finalitatea acestor procese. Șor crește ca pe droguri. Responsabil unic este, ce este guvernarea de acest lucru. Ei îi cresc. Exact cum l-au crescut și pe Ceban. Alaiba filma o cură de canalizare din care curge apă. Altul se bucura că a căzut o creangă peste o fetiță în parc. Spunea, uitați-vă, ia, uitați-vă, primăria noastră, ai, 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 spații verzi. Oameni buni, aici trebuia să se vină cu un mesaj de condoleanță, cu compasiune și să ne întreșim care primul intervine ca să rezolve problema, ca să ne asumăm. Medalia, spunem, vedeți, n-a făcut ceva, n-a făcut-o eu. Eu aș fi un primar mai bun decât el. Mie îmi pasă de viața copiilor voștri. Ministerul Infrastructurii putea să se ocupe de infrastructură, dar n-au făcut-o. E mai ușor să ne tragem de mânică decât să rezolvăm problemele cetățenilor. Ca să fiu eu sursa a doua în aceste emisiuni, dumneavoastră nu v-a plăcut ce a făcut Parlamentul, PAS-ul, da? Interzicând. Da. Și domnul Radu Marian, care este vice la PAS și președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanță. Vă dă o replică, dumneavoastră, și tuturor celor care gândiți la fel. Unii comentatori și părerologi de pe internet și TV-uri nu înțeleg pericolul pentru democrație pe care îl reprezintă gruparea criminală Șor și partidele afiliate acestea. Ei comentează de parcă totul ar fi normal. Am trăit în buricul Europei lângă Elveția. Ei se fac că nu văd cum regimul de la Kremlin, grupările criminale și oligarhii fugari amenință democrația și suveranitatea Moldovei. Ei se fac că nu înțeleg de ce finanțează finanțarea ilegală a partidelor de către grupări criminale și oligarhi este un pericol existențial. Un partid finanțat din astfel de surse va îndeplini doar interesele hoților care finanțează și nu al cetățenilor. Domnule Gonța, replica mea sună în felul următor. Atunci când făceau alianță cu Dodon, tot era un partid finanțat din astfel de surse, de la Kremlin, care vor executa doar voința acestor grupări criminale și periculoase de la Kremlin. Asta n-a contat pentru ei. Ei au știut să împingă prin mass media că trebuie, că nu avem încotro. Odată. Doi. Când eu protestam în fața ambasadei Federației Ruse, Kozak venea la Maia Sandu la președinție. Da. Vă amintiți că nimeni nu spunea ce caută Kozak la Chișinău? Nici o instituție nu spunea ce caută Kozak la Chișinău. Kozak ieșind pe scările președinției spunea, cum cine m-a chemat? Ia că cine m-a chemat, dar n-am nici capul meu aici. Și spune el, ia palucil, traduc în limba română, am primit asigurări că blocada Transnistriei nu va avea loc, nu va fi blocată economic. Atunci când eu mergeam în Transnistria, la intrare în Transnistria, așa zisă Transnistria, și spuneam că de aici, într-o bună zi, va veni pericolul. În primul rând, punem ușul la casă și primul facem mobilier, aducem covoare și dezvoltăm casa. Mai întâi păzim casa. Mai întâi asigurăm securitatea. Ce spuneau ei? Provocatorii! Vor destabilizarea situației. Ei vreau să rămână stabilă așa mai departe. Astăzi ei se bat cu pumnul în piept, că și mai mare antiruș. Băi băieți, nu vă jucați cu focul, cum spune Dodon, că eu nu sunt născut ieri. Oi fi eu tânăr, dar eu ani de zile am când spun că într-o bună zi Armata Federației Ruse din Transnistria nu-i pus aici să bronzeze pe malul Nistrului sau să planteze în serii roșii.
Ea stă și așteaptă clipa când o să fim atacați. Ce au spus ei până acum? Nu speriați poporul, domnule Bilețchi, asta e vot de frică. Vreți să întușeți oamenii, acum avem probleme mai infrastructură, pensii, salarii, nu limba și istoria și unirea ne trebuie nu acum. N-au făcut nimic în domeniul economiei și azi ce zic, limba română, suntem antiruși, trebuie să luptăm cu forțele, păi astea sunt tezele noastre. Atât de falși sunt ei în a promova aceste teze, că nici măcar nu le promovează ca lumea și le compromit și pe ele. Întrebați-ne pe noi, noi să vă spunem cum să luptați cu rușii, mai bine. Noi să vă spunem pe ce teză trebuie să mergeți și ce slogane să lansați ca asta să fie mai credibil. Nu sunteți credibili. Cei care fac alianță cu Dodon ne spun nou că Rusia e pericolul mare, vai, 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 șor, și mai departe. Și ca să închei, dacă îmi permiteți, domnule Gonța, este cel puțin bizar că acest Radu Marian nici măcar nu știe și asta democrație. Hitler a câștigat alegerile democratic. El nu a intrat cu tancul în Germania, în Berlin, să spună eu sunt Führerul acestui Reich. Democrația poate duce la putere și oameni buni și nebuni. Noi suntem responsabili de votul nostru. Imaginați-vă că cineva ar interzice, domnule, o să fie rău, eu vă spun de pe acum că și rău, așa că nu vă dau voie să votați. Dreptul este fundamental. O să le aleagă oamenii prost, o să trăiască prost, o să prindă la minte și apa să fie bine. Ei și vor să intervină în procesul electoral ca să manipuleze, să iasă cum vor ei? Lasă vină rău, să dăie moldovanul cu nasul în poartă, să învețe minte, pentru că cum vine dreapta la putere? Când este stânga la guvernare. Că dacă nu era Dodon și Plahotniuc atât de mulți ani la putere, și să ne înfierbântăm, să crească valul și nemulțumirea, nu s-ar fi mobilizat atât de mult electoratul pro-european să iasă la vot fără precedent istoric pentru PAS și Maia Sandu. Deci, regula politică așa funcționează. Cine este azi la guvernare, mâine este în opoziție. Cine este azi în opoziție, va fi ulterior la guvernare. Și ce face guvernarea PAS? Promovează doar partidul Șor. Percepția publică este că în opoziție este numai Șor. Alții nu-s și-au mai băgat și Aldi. Povestea asta, da, lor, Arina Spătaru. Procuratura Generală a spus foarte clar. În momentul în care Elena Spătaru s-a întâlnit cu Ilan Șoră și a acceptat banii, ea încă nu era agent sub acoperire. Explic pe limba noastră simplă. Mai întâi te duci, bați palma ei banii, după care te prinde ei și spune dacă nu faci cum trebuie, să-i sprânești și tu. Deci în momentul întâlnirii, ea nu era agent sub acoperire. Deci eu o făc tot din propria intenție, din propria ei intenție. Trebuie să o credem pe cuvânt, probabil că avea intenții nobile și a vrut să iei 1,5 milioane de euro ca să-l cedeze în favoarea bunăstării cetățenilor. Haideți să nu fim naivi, nu suntem născuți ieri, totuși vorbim despre politică, nu despre binefacere. Da? Mai departe, doamna spune că atunci când s-a ajuns la deputații PAS, că și unii dintre ei tot ar fi finanțați de Șor, brusc s-a întrerupt colaborarea și s-a întrerupt ancheta. Da, de ce? A treia chestiune. Dumnezeu spune că a predat toți banii primiți de la Șor și că mai sunt și că Șor mai căuta și alte partide pro-europene. Păi să steză băgate. Și o să vedeți, domnule Gonța, că acest episod va ieși la suprafață. Toată această putreziciune ascunsă sub preș va ieși și va exploda, vorba lui Filat. Va exploda clasa politică și o să iasă la suprafață toată această mizerie și toate aceste invenții penibile. Îmi vine să râd și să plâng. Oare sunt oameni care chiar cred în agenți sub acoperire care dau 1,5 milioane de euro înapoi? Sau îl cerează statul? Și apropo, nu sunt sigur că toți banii au fost dați înapoi. Mi-amintesc un comunicat al procuratorii despre care am râs tot aici în platou. Chiar au 3,5 milioane de dolari sau de lei, nu știu ce mai, nu mai țin minte. Că au fost prinși de procuratură banii lui Șor. După care Șor spune, fraților, dar acolo erau 5, nu erau 3,5 milioane. Procuratura a doua zi spune, da, noi am verificat, a numărat din nou, erau niște pungi nenumărate. Hai să fim serioși. Haideți să fim serioși. Eu am să revin și am să insist, dar și am să vă dau un contraargument la prima parte a răspunsului dumneavoastră. Știți că astăzi a avut Consiliul Suprem de Securitate, președinta țării a convocat pe tema securității. Deci ea a spus la ieșirea la presă că noi avem două mari pericole. Unul, politica agresivă a Rusiei împotriva Moldovei, politicienilor iar Kremlinului, oligarhii care au slăbit țara, și B, corupția înrădăcinată în Moldova. Trebuie să fim pregătiți și să alegem clar de care parte a lumii vrem să fim. Doamna președinte a prezentat proiectul strategiei naționale care definește pericole la adresa securității. Vom proteja și garanta siguranța tuturor cetățenilor. Vom crea un stat puternic și respectat. Vom adera la Uniunea Europeană, unde pacea este garantată. Parteneriat strategic cu Statele Unite este un element cheie. Să progresăm gradual pe calea soluționării problemei transnistrene.
Și Moldova trebuie să pregătească de multiple riscuri globale, cum ar fi schimbările climatice. Uh-huh. Vă simțiți mai în siguranță? Poate, bine, nu v-am povestit toată conferința, din ce n-am reușit să o văd. Mi-am amintesc când s-a început războiul, doamna Maia Sandu, doamna președinte, a spus în felul următor: sperăm că pericolul ne va ocoli. Garantul suveranității statului spune: sperăm. Mă sunt foarte sigur. Șeful statului trebuie să garanteze, nu să spere. Iar garanții există foarte clare. Există alianțe nord-atlantice la care te poți afilia și care îți garantează securitatea. Pentru că atacul asupra unei țări membre NATO înseamnă atacul asupra tuturor țărilor membre NATO. După cum te vedeți, Rusia nu atacă nicio țară NATO. Ei luptă cu americanii, parcă așa spun rușii. Nu știu cine atacă America. Atacă alte state. După cum spune exponenții intereselor americani. Ucraina, Moldova, Georgia, cineva mai mărunțel. Ia atacați, băieți, și luați Faleasca înapoi. Hai, curaj, go on. A, vă temeți? E clar de ce suntem. Deci dacă vrei să rezolvi problema securității, este o soluție. Păi da, oamenii nu vor. Pentru asta și există clasă politică care își asumă răspunderea. Nu faci numai ce îi plac cu mulțime. Faci ceea ce îți dictează interesul național. Chiar dacă la moment... Ce credeți că atunci când Maia Sandu a pus camere la bac, vrăie toată lumea camere la bac? Ișau la proteste, spuneau, jos Maia Sandu, jos camere de la bac. Dar pe parcurs au înțeles și ați avut efect. La fel este și acum. Dacă nu acum, când? Dacă nu acum, în preajma unui pericol iminent. A, populismul e mai dulce, voturile și puterea e mai dulce decât interesul național, nu-i așa? Ce dăm și interesul național? Cumpărăm energie electrică cu un leu mai ieftin de la separatiști, că e cu un leu mai ieftin la kilowatt. Un leu? Eu aș face un articol, un leu, atâta costă demnitatea națională a moldovenilor, un leu. Ne-am vândut pentru un leu și finanțăm regimul separatist. Acolo deam, nu-i regim separatist. Acolo nu-i pur și simplu propaganda rusă și un partid politic. Acolo e armata Federației Rusă. Acolo e Gușan și Krasnoselski, care e talpa iadului și regimul, pe Putin în carne și oasă, care ține captiv o parte a teritoriului național, ține captiv o state și 300.000 de moldoveni, tot așa, cu un ton grav ca așa. Nu? Tot e în regulă? Ei sunt blocați. Ucraina îi blochează contactul Rusiei cu Transnistria și suntem noi. Noi colaborăm cu ei, noi cumpărăm energie. Ne vindea România cu un leu mai scump și nu era bine. A, nu, nu. Am uitat și de frății și toate cele. Este o declarație politică, domnule Gonța. Și sincer, acum, dacă îmi permiteți cumva să vă dau și eu o întrebare, a câta oară auziți aceleași slogane? Parcă am descoperit America. Eu nu știu câta, 10-a oară aud chestiile astea. Parteneriat, mișcăm spre Europa, pericolul. Dar asta a fost tot timpul. Și în 2009 asta a fost. Nu tot pentru asta s-a mers. Să alegem de partea cărei părți a lumii suntem. Să decidem traiectoria de dezvoltare. Cuvinte frumoase scris de pe ariști. Policienii doar le citesc de foaie, nu mai stau scrite. Credeți că îi stau noaptea la lumina felinarului, zic, domnule, mâine am o adresare către națiune, trebuie să mă gândesc bine, să scot din miezul sub. Nu este om care scrie textul, nu mai te pregătești, faci... La final spui, de ce așa greu să mișca textul pe prompter? Mai repede trebuia să meargă. Este o tragicomedie, ne conduc ambasadele, domnule Gonza. Și am mai spus asta. Și nu întâmplător am spus asta. Ne conduc ambasadele care acum atac vis-a-vis de toate derapajele care se întâmplă. Și vă asigur că atunci când va veni altă guvernare, dar ea inevitabil va veni, inevitabil. Nu știm care va fi, dar ea va veni, pentru că, Doamne ferește, să nu vină alta. Înseamnă că o să avem dictatură. Ciclul politic trebuie să se mențină, democrația trebuie să funcționeze. Și când o să vină deja atunci aceste ambasade cu replici, eu în locul viitoarei guvernare spune așa, atunci a stăcut, pe că acum tot stășeați. Ai voștri au făcut greșeli și nu le-ați spus nimic. Acum să facem noi exact același lucru, așa ca voi să vă simțiți bine, să simțiți pe propria piele ce înseamnă chestia asta. Plahotniuc n-a închis televiziune. În fiecare seară, Jurnal TV-ul și TV8, din Dihori, Criminal, Ușigaș, Proxenet, nu-l scoteau. Nu le-a închis. Așa, le-au persecutat, le-au creat probleme cu publicitatea, așa, dar nu le-a închis. Acum au fost închise 6. Pentru propaganda prin tăcere. N-au spus că Putin e bun și război. Au tăcut, au spus, băi, mai gândi, nu zicem nimic despre chestia asta. E o poziție cât de cât ok, decât să faci propagandă și spui că Rusia e bravă și gândi că și de, mai gândi taci din gură. Eu, mai, din două ăsta mai bună. Le-au închis. Dar știți de câte ori eu aș putea să închid TV8, spre exemplu? În 2014, domnule Gonța, TV7 era pe atunci, da? Deja s-a transformat în TV8. A fost sancționat de către Consiliul Audiovizualului pentru promovarea următorului clip video, film. Pridnestrovia, ruski avanpost. Transnistria, avanpost rusesc. Cine era directorul TV8? Natalia Davidovici, actual deputat PAS, care nu a votat la PCE pentru excluderea Federației Ruse. Nu și băieți, credeți, nu suntem născuți ieri și avem memorie scurtă. Eu înțeleg că ceilalți moldoveni să-i prostiți. Pe noi nu. La noi nu merge. Eu când mergeam în campanie și îi spuneam, asta e retorica mea,
Asta e retorica noastră, asta sunt tezele noastre, asta e metodicica, dacă vreți, a noastră, a unioniștilor. Dacă vrei să fii unionist în Republica Moldova, trebuie să fii antirus. De acolo ne strage. Ruperea Basarabiei 1812, 1914 ocupația. Nu ne învățați pe noi antirusismul, că suntem născuți în el. Cum să fim anti-atenție? Politica externă a Federației Rusă. Categoric, nu anti-etnie. Da. Fac această precizare special pentru că eu duc o linie corectă și am făcut și pliante în limba rusă pentru a promova unirea. Deci, ei acum merg peste mesajul nostru și ne țin nouă lecții. Domnule, așa ar trebui să fiți. Noi mergeam în fața ambasadei și îi râdeau de noi. Îmi spuneau în platourile emisiunilor, lăsați, domnule Bilețchi, spiritorile astea. Acum avem probleme mai importante. Ei sunt principali responsabili de creșterea segmentului pro-rus în Basarabia, în Republica Moldova. Pentru că au înnăbușit spiritul național. Pentru că ne-au culcat pe ureche și am dormit până în ultima clipă și azi dormim. Pentru că integrarea în Uniunea Europeană nu deranjează pe rușii, se bucură, asta înseamnă bani. Rușii nu sunt împotriva Uniunii Europene, rușii sunt împotriva NATO. Dacă ești antirus, ești pro-NATO. E ca și trebuie să fii. Dacă vrei să garantezi securitatea, Uniunea Europeană este libertatea de capital, de mișcare, de colaborare, de ce vrei, economică. Securitatea teritorială nu ți-o garantează. Vrei securitate națională? Vrei armată și forță să te poți apăra? NATO. Pentru că avem articol din convenția, din tratatul Nord-Atlantic. Atacul asupra unui stat NATO este echivalent cu declararea războiului pentru toate țările membre NATO. Rusia nu o să atașe, că ea declară război tuturor. De asta și îi deranjează pe dânsii chestia asta, că ei nu pot face față unui întreg bloc militar. Se vede clar în Ucraina. Sprijinul NATO a întors radical mersul războiului. Dar ei nu vor să facă chestia asta. Ei vor cumva așa, și cu dânsa întrânsa și curața în fața lui Dumnezeu. Nu merge. Pe această notă amuzantă luăm câteva clipe de publicitate, vă rog. Și după asta revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Bilețchi, și totuși va fi bine. Da, va pica guvernul. Care guvernul? Guvernul recean. De ce spice? Pentru că deja vrea să pice. Apropo, recent în Bulgaria, îmi pare că pe 9 octombrie a avut loc o întrevedere trilaterală între președinții, între prim-ministrii Greciei, României și Bulgariei, unde trebuia să participe și domnul Recean. Însă, din partea Republicii Moldova a venit un alt răspuns, că va participa doamna președinte Maia Sandu în locul domnului Recean. Și asta o stricat formatul întâlnirii, o leacă a bulversat percepția gazdelor și într-un final n-a mers nici Recean, nici Maia Sandu. Ce mesaj se ascunde în spatele acestui eveniment, nu știu, dar las loc pentru cei care au ochi să vadă și creier să înțeleagă ce se va întâmpla. Eu știam că pe 16 octombrie trebuie să spice guvernul, dar nu cred că se va întâmpla pentru că suntem în toiul campanii electorale și asta o să îi dinamiteze pe cei de la guvernare. Mai ales că Recean este un promotor activ, este un agent electoral activ, este prezent în localități, în raioane, strânge mână, făcând transfer de imagine, de altfel ilegal, pe care tot PAS l-a criticat anterior, atunci când se folosea imaginea și resursele administrative în campanie electorală. Cum poți să spui că noi avem proiectul satului european? Nu e proiectul vostru, e proiectul guvernului. Se finanțează din bani publici. Deci nu e proiectul vostru. Politic, voi vă l-ați asumat. Dar banii sunt din guvern. Deci nu aveți dreptul să folosiți acești bani sau această imagine în beneficiu politic propriu. Pe de altă parte, domnul Igor Grosu, care este președinte al Parlamentului și președinte al PAS-ului, a anunțat astăzi niște vești bune, bune în același context, că, deci, 5 priorități pentru următorii ani, 4.000 de kilometri de drumuri naționale și regionale de calitate europeană în următorii 4 ani, deci 1.000 de kilometri pe an. 2. Mai multe locuri de muncă bine plătite acasă, mai multe afaceri locale. 3. Siguranță și ordine în comunitatea ta, străzi iluminate în toată localitatea, poliție care să ajute oamenii. 4. De 2 ori mai mulți bani pentru sate și orașe, apă pentru toți, terenuri de joacă, trotuare, grădinițe și străzi curate. Și 5. 20.000 de lei la nașterea fiecărui copil din Moldova. Și aici, în comunicatul de presă, au deschis paranteza și au explicat. 1.000 de euro au închis paranteza. Punct. De unde? Din Moldova, de 2 ori mai mulți bani. Și de unde în Moldova 4.000 de kilometri? De la Chișinău până în Taraclia, până acolo, 150. De unde să iei 4.000 de kilometri? Asta trebuie să faci toate drumurile din Moldova. Să-ți povești, promisiuni electorale. Dacă deschidem programul Moldova Europeană 2020, pe care îl propunea atunci, PRD-MEU, sau eu, fii, Doamne ferește, ar trebui să trăim în rai pe pământ. Oameni buni, noi am mai văzut promisiunile de pasul și am văzut unde am ajuns.
au început cu vremuri bune, salarii și pensii și au ajuns la limba română, anti-rus și așa mai departe. Adică au început cu campania lor spunând că noastră e proastră, acum au preluat campania noastră. Insist asupra ideii că au preluat toate tezele noastre și le implementează stângace, nereușit și sunt, arată nefiresc. Și acum încearcă iarăși să ne promită bani, că o să vină investiții, drumuri, de unde? Bugetul Republicii Moldova este falimentar. Noi deja suntem la întreținere. Noi suntem ca într-un azil de bătrâni, suntem cu mâna întinsă. Dacă nu dau europenii și americanii, dăm faliment. Noi deja avem datorii până peste cap. Acest stat nu se poate auto-întreține. Acest stat există astăzi doar din egoismul și dorința politicienilor de pe bâc de a fi în continuare miniștri, prim-miniștri. Cred că ați observat că avem un președinte de parlament ales cu 67 de voturi. Care sunt, sincer, nu pot să nu remarc, s-a înflat în pene. Deci se vede clar că omul și-a ridicat funcția la cap. Deci trebuie să păstrezi o modestie, un contact cu pământul, să păstrezi talpa bine lipită de sol. Domnule, are așa o față ca și cum, tu știi cine sunt eu. Eu, ca tine, că așa fac, cic. Oameni buni, nu există asemenea bani și posibilități în Republica Moldova. Nu fiți naivi. Păcat. Noi am sperat. Nouă ne-a plăcut conferința de presă. Și normal că e dulce și e frumos. Și eu vă promit că o să vină la anul autocare și o să aducă oameni și o să aducă iarbă și o să aducă pâine. Copaci și vrăbii și tot cele o să aduc. Iarbă cu autocarele încă n-am auzit. Nu, iarbă. Nu ca primărița noastră. Mă refer la gazoane. Ați văzut un scandal a apărut în jurul instituției de stat Poșta Moldovei. A fost fotografiat cu ziarele Pasului. Cu două zile înainte de începerea campaniei electorale. Dar care e problema? Aveau contract. Vă explic, domnule Gunț. Conform legii, conform codului electoral, concurenții electorali pot să tipărească pliante, ziare și alte materiale informative, pot să aibă cont electoral, fond electoral și să încheie contracte doar începând cu data începerii campaniei electorale. Adică 6 octombrie. Ok. Da. Pe 4 octombrie, ziare deja tipărite și pe ziar scrie tipărit 6 octombrie, contract din 6 octombrie. Eu, ca să nu spuneți că vă mint, vă arăt. Doar o secundă, că aveam un telefon. Poftim iată ziarele, se văd. Ies cu pas, frumos. Se vede, nu? Și poftim iată contractul. Data de 6 octombrie 2023, cont de plată, alegeri locale din 5 noiembrie, frumos, 500.000 de exemplare, tipografit la tipografia Edit Tipar Group. Aș mai spune ceva despre tipografie, dar nu vreau să-i strâc agentul economic. Am mai lucrat în partid cu această tipografie. A ruginit frunza din ramă, ca să fiu mai explicit. Deci este grav pentru că s-a încălcat flagrant, s-a făcut contract cu dată inversă, s-a încălcat codul electoral și este fix același lucru pe care îl face ușor. Dar nu nimic. Bun, poate o fi o lecuțică ilegal, dar ce ne afectează pe noi? O lecuțică aici, o lecuțică dincolo. Și când te uiți, nu mai mergem spre Europa, dar mergem iarăși drept într-un loc. Deci, noi suntem, domnule Gonța, noi suntem europeni. Asta înseamnă cultură, principii, valori, stat de drept. Noi suntem un exemplu. Ei pot să înjure, ei pot să încalce legea în picioare, ei pot să comporte ca la ușa cortului. Noi nu ne permitem să facem acest lucru. Noi arătăm cu degetul, îi sancționăm. În același timp, noi respectăm dura lex, sed lex. Legea e dură, dar trebuie respectată. Și legea bună, și legea rea. Ca să impunem respectarea legii pentru toți. În primul rând, noi respectăm. Și pe urmă cerem de ceilalți respectarea legii. Și arătăm oamenilor, oameni buni, voi cum vreți? Oameni ca noi, cu cultură, cu valori, care respectă? Sau fraieri de ăștia care vă mint, vă fură și ulterior vă dau de pomană 5 lei ca să nu muriți de foame? Iată calea corectă. Mie azi, sincer să vă spun, nu mi-este clară care e calea corectă. Mie mi se pare că nici una nu este corectă. Calea corectă există, dar nici unul dintre concurenți nu și-o asumă. Și unii și alții încalcă, scopul scuză mijloacele pentru ei. Iată, noi mergem cu jumătăți de măsură, noi mergem iată așa cu un pas înainte să nu facem doi înapoi și așa mai departe. Haideți să uităm, să trecem peste și noi nu înțelegem cum așa, cum pot să-l susții pișor cu o fradă și dăștii. Și eu nu pot să înțeleg cum pot să fii pro-european să încalci legea să spui că mergem înainte că zea noștri. Fix același lucru. E fix același lucru. Mai ales că și-o furat tot cu ajutorul pro-europenilor. Că nu-mi el de capul lui să iei aeroport. Deci haideți să fim sinceri. Da, sinceri să fim. Să nu fim ipocriți, cum spunea o doamnă foarte activă pentru pas. Haideți să nu fim ipocriți, dar să fim sinceri așa. Să nu ieșim din biserică și primă să fim antihriști, să promovăm fel de fel de prostii de genul ăsta. Haideți un pic la justiție. Deși eu mă tem că am pronunțat acest cuvânt și oamenii au schimbat canalul. Deci, un om
care de ceva timp de un an și un pic luptă contra corupției mari, îl cheamă domnul Iulian Rusu, șef al Centrului Național Anticorupție. A demisionat și n-a anunțat-o el, n-a anunțat-o instituția pe care a condus-o, a anunțat Igor Grosu, președinte al Parlamentului, pe Facebook, spunând că a venit o cerere de demisie. Domnul Grosu i-a mulțumit domnul Rusu. Ca la Partidul Comunist. Благодарю за службу, солдат. Dacă omul e bun, de ce a plecat? De ce instituția nu ne anunță nimic? De ce guvernarea nu ne explică ce se întâmplă? Cum adică vii, promiți, ești votat de 60 ceva de deputați, spui că vei lupta împotriva corupției și pleci. Știți, poate dumneavoastră vă explicați cumva și poate ne spuneți ceva. Sau poate știți alte detalii din acest pretins conflict. Haideți să o luăm tehnic. Iulian Rusu este promovat de către echipa PAS. Politicii și-au asumat această persoană prin vot în Parlament. La Procuratul Anticorupție, același lucru cu doamna Drăgălen. La Procuratura Generală, exact același lucru cu domnul Munteanu, parcă. Da? Acum l-au demis pe Stoianoglu și în foarte curând Republica Moldova va pierde la CEDO. Acest dosar și Stoianoglu va veni cu câștig de cauză. Pentru că noi pierdem peste tot locul, dacă observați. La CEDO, la Comisia de la Veneția, peste tot, dar noi mergem înainte spre Europa, noi facem așa cum trebuie. Bun. Oamenii spun că, domnule, nu faceți corect, nu mai stați vândut ușor, noi mergem până îți dăm cu cap. Bun. Deci toată conducerea, cum zice românul, verhușca noastră care luptă cu anticorupția, toți sunt ai lor. Dar noi avem corupții și ne pune piede și sistemul ticălos. Cine sunt? Dați-mi numele concret. Hopa vostru dă demisia. Deci eu consider, și acum să iau partea tehnică, dacă nu explici tu, o să avem grijă să explicăm noi. Noi adică și ei buni și ei nebuni. Opoziția, credeți-mă că și Șor și toți ceilalți vor avea foarte mult de explicat de ce și-a dat demisia domnul Rusu. Deci pentru ca să eviți astfel de lucruri, în regulă de PR, de comunicare publică politică, trebuie să vii tu cu explicații ca să nu lași loc de speculații, să nu lași loc de interpretări. Pentru că ulterior vă trebuie să dezmint ce își spune ei. Ne-a spus, întrebați adevărat, cum a spus ăla, că iată... Și ne-a spus, el o să fie nevoit să se justifice, iar cine se scuză, se acuză. Și asta înseamnă, pardon, din start, pierderea avantajului de imagine. Deci la nivel de comunicare e praf. Am mai spus un deputat Tetris, că noi avem canale noastre, pardon, nu a noastră, dar care dau mesajele noastre. Da, Plahotniuc își asuma prin acte că e a lui, Țopa își asuma prin acte că e aparține lui, prin declarație la CEC. Dar ăștia nu își asumă, ăștia dau pe fonduri europene, fel de fundații și ONG-uri. E același lucru, aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Tot ai lor, dar nu ai lor, că sunt scris pe altcineva. Deci foaie verde lobodă. E clar că avem o presă capturată. Revenind, presa noastră n-a pus întrebări. Unde este presa? Își dă demisia. Unul dintre filonii principale ai luptei cu corupția. Lupta cu corupția este una dintre tezele de bază în baza căreia se câștigă alegerile parlamentare și prezidențiale de Republica Moldova. Deci este un cutremur, dacă vreți, în justiție. Unul dintre oamenii cei mai importanti, și mai ales că am văzut și o dispută între doamna Drăgălin și domnul Iulian Rusu. Unde mai punem că deja la această etapă, Cafcaliuc parcă a scris pe internet că domnului Rusu i s-au pus pe masă anumite cerințe să persecute anumite partide și el a refuzat întoiul campanii. De ce schimbi întoiul campanii electorale? De ce n-ai făcut-o până la sau după? Și schimba două săptămâni. Ce schimbau două săptămâni până la, după? Ce dosar arzător e acolo? Dodon, gata, deja e clar, e liber, e ca să plimbă liber. Acum știți ce a spus? Eu am publicat o fotografie. Domnule, a plecat Dodon din țară. Vă dați seama? Ar putea să fugă. Și ce au scris trolii, PAS și unii zombați, adică care au fost atât de indoctrinați de partid. Poate s-a duce și n-a mai venit. Păi, dar scopul nu era să nu-i dăm voie să pleci să tragem la răspundere. Pe bune, nu glumesc, domnule Gonța. Pe bune, nu glumesc, mă jur. Așa au scris. Domnilor, zic, a plecat Dodon din țară la Hodină, culmea încă în România, încă la Salină. Adică nu destul că a plecat, dar și acolo unde arunca cu noroi, în România. Și ei, în loc să spun, domnule, e grav. A dacă fugi, adică să există o îngrijorare, să nu fie ca, cum îi spune lui, Plahotniuc, Șor, Platon, Cafcaliuc, care, doamne, au fugit. Domnule, numai să nu fugă, să-l urmărim, să anunțăm autoritățile din România, să nu dea voie să iasă din hotarul România, că România, totuși, cum, ne-i prieten nou și ne ajută. Da, poate n-a mai venit de felul. Deci, obiectivul care este? Justiția, totuși, sau un fel de terchea-berchea? Că eu nu mai înțeleg ce vor acești oameni. Eu, sincer, nu mai înțeleg dacă mai sunt europeni. Cei care pretind că sunt europeni. Ei spun despre pro-europeni falși. Păi iată-s.
Mai departe, alții scriu, nici un fel de avocat, nică, la pușcării, fără mult oameni. Ați văzut așa comentarii pe internet? Nici un fel de, domnule, e dreptul fundamental la apărare. Este un drept universal, declarația universală, nu europeană, universală a drepturilor omului. Dreptul la apărare. Dacă nu are om avocat, nu vrei plahotniuc și noi trebuie să-l plătim unul din stat, să-l dăm. Culmea, oamenii nu înțeleg chestia asta, pentru că ei nu sunt europeni. Pentru că ei nu sunt educați europenești, ei sunt pur și simplu duși de nas. Pe dânsi interesează banii europeni, nu valorile europene. Ei vor pur și simplu să ne mai dăi cineva o doză de bani europeni. Dar dacă vreți valori europene, educați-vă și trăiți civilizate europenești. Pentru că doar bani europeni nu o să vedeți. Nu o să vă aducă nimeni în raiul banilor europeni fără să respectați valorile europene. Nu o să meargă. Eu inclusiv am să mă opun la așa ceva. Eu nu sunt de acord și nu vreau ca această mizerie la nivel de comportament să ajungă în Europa. Eu nu vreau să-mi fie rușine că am astfel de conațional oficial membri ai Uniunii Europene. Nu vreau, lasă mai întâi să se duce, să devină civilizați. Dar cu așa combinat, asta socialiștii pot să facă așa. Comuniștii pot să facă așa. Am văzut azi o filmare, că îi repară starea industrială, videoclip și ăla parcă e făcut din anii 90. Mai trebuiau vreo doi așa, știți, cu capul înfipt în umeri și cu niște scurs de piele, spune, noi o să reparăm strada industrială, să fie bine, ca și eu cam pe loc, să și repară. Penibil, domnule Gonța, penibil. Rămânem la domnul Iulian Rusu, precizare. Avem noi o tradiție în Moldova de 2 ani și ceva. Atunci când cineva pleacă de la guvernare, dintr-o funcție, neapărat își găsește un loc de muncă foarte bun. De exemplu, și-a dat demisia după scandalul lemne.mede doamna Cantarăgiu de la Ministerul Mediului. Peste câteva zile a ajuns să fie consilieră președintelui pe mediu. Plecase domnul Spânu după ce a demisionat guvernul. În foarte scurt timp a devenit șeful aparatului prezidențial. Plecase odată cu aceeași demisie a guvernului domnul Budeanski de la Finanțe. Foarte curând a devenit șeful CNFP-ului. Guvernul Gavriliță a picat. A ajuns să muncească în Banca Națională a Moldovei. Domnul Sergiu Litvinenko, ministrul justiției, a plecat. Acum e la președinție, implicat într-un proiect pe justiție. Unde credeți că va ajunge Iulian Rusu? Nu risc să mă dau cu părerea, dar sunt sigur că sistemul va avea grijă de el, să nu rămână fără o bucățică de pâine și să nu rămână fără un loc de muncă. Asta este principiul. Nu există sancțiunea politică, domnule, te-am exclus, spre exemplu, da, nu-i cazul lui Rusu, pentru că el își dă demisia în condiții în care n-a avut loc vreun scandal recent și el, domnule, sub presiunea publică pleacă. Ceva pe intern s-a întâmplat, prin procese nedemocratice, netransparente, unde e guvernarea transparentă, nu știu, și ne anunță pe Facebook, atenție, nu printr-un mijloc de informare oficială, printr-o conferință de presă, în plenul Parlamentului, subiectul atât de important, încât nu putem să ne batem joc de ce subiect, să-l aruncăm așa, ca pe un ciot. Pe Facebook. Și ne-a vedea, și nu, și sănătos. Nu se poate. E un subiect mult prea important. Asta arată și atitudinea clasei politice față de acest subiect al corupției. E un subiect speculativ. Pur speculativ. Cu opunere, rezistență. Hai să fim serioși. Nu există procuror fața Pământului Republica Moldova care aș vrea să-și ia în cârcă toată puterea politică de la Chișinău. Și în momentul în care tu știi că, făcând altfel decât i-ar plăcea guvernării, ai fiscul, vama, și dar toate instituțiile statului le-ai împotriva ta? Pentru că eu nu cred că tu ai să vrei să declari război întregului aparat de stat. Plus că n-am văzut procurori care să fie trași la răspundere de această putere coercitivă. Să vede că cum toată puterea politică sprăbușește pe capul unui procuror care și-a permis să facă ceva împotriva arcului guvernamental. Nu, toți sunt cuminșori, toți fac și trebuie. Pentru că procurorii s-au învățat deja să funcționeze astfel. Ei sunt captivii puterii politice. Adevărata reformă a procuraturii și a acuzatorilor este să le dai liber. Doar că ei se tem. Știți cum spune o vorbă rusească? Очень важно la vremea следствия не выйти на самих себя. E foarte important în timpul anchetei să nu te descoperi pe tine însuți. Dați liber procuraturii și o să vedem și acel dosar de cumpărare a gazelor. O să vedem și multe alte dosare. Apropo, o să vedem și rezultatele auditului de la Moldova Gaz, care spune că atunci mai de mult, prin 2000, când era 8 sau 11, nu mai țin exact, cam sare cifra, când am dat noi rețeaua de conducte din Moldova în contul datoriilor, trebuia să achităm niște datorii la ruși, n-aveam bani și ne-am dat rețeaua de distribuție locală prin Republica Moldova, am dat-o la ruși. Am dat-o subevaluată la prețul nominal, nu cel de piață. Eu știu că atunci când vând ceva, eu vând la prețul de piață, nu cel de care spui pe hârtie. Hai să fim sinceri, oameni buni, cine o să vândă apartamentul la prețul cadastral?
Da, să-mi spuneți. Spuneți-mi că eu vin acum și îl cumpăr. Bine, cu excepția celor care l-au declarat de plin, care au insistat să fie scris prețul real. Dacă e cumva prețul ăla de 10.000 emitir, eu vin și îl cumpăr azi, acum, aici. Mă duc și eu de la UT Credit, pardon, de la orice companie de microcreditare, micro, UT, Dulce, Azahar, nu contează, și vin și îl iau. Deci s-a adus un prejudiciu economic Republicii Moldova. Cine a fost atunci? Filat, Sturza, omniprezenți la toate platourile de televiziune. Domnul Sturza este maică nu la fiecare a doua emisiune a guvernării. Este cumva intentat în dosar? S-a descoperit, iată, auditul de azi a demonstrat. În loc să vândă la prețul de piață, s-a vândut la prețul nominal. De ce? Asta este un avantaj dat Federației Ruse. Vedem parcurs. Dar dumneavoastră vă explicați de ce noi la CNA iarăși avem interimar, nu știu cine conduce azi, la Procuratura Generală avem interimar, la PCCOX avem interimar, la curând doar Procuratura Anticorupție, doamna Veronica Drăgălin. Curând și acolo va fi interimar, domnule Vant. Vă spun în cunoștință de cauză, doamna Drăgălin nu va mai fi lăsată mult timp în această funcție, pentru că toate măsurătorile de imagine, toate sondajele de opinie care au fost comandate au arătat că este catastrofă la capitolul imagine. Doamna Drăgălin, mai bine nu ieșea în spațiu public să vorbească. Așa, domnul, ați vorbit un pic despre... Visul dulce al reformatorului care vede din SUA și jertvește $10.000, a doua oară nu a mai mers. Prima dată a mers, am crezut în toată povestea asta, a doua oară că omul își sacrifică salariul lui pentru beneficiul nostru, ca noi să trăim mai bine, să lupte corupția, nu a mers. Am văzut ce a urmat mai departe, alergări la vinării, fotografii cu asta. Și este legal. Dați-mi voie să vă explic ca să fie foarte clar. Are tot dreptul în timpul ei liber să meargă, să alerge, să servească o pahară. E vorba de atitudine și de mesajul pe care îl dai tu. Eu într-o seară am văzut în centrul Chișinăului, la un local, un deputat pas. M-am apropiat cu telefonul și zic, uite, ți-aș face o fotografie. Dar ești om și tu, dar să-ți explic o logică tu să înțelegi. Îi spun, pe crucea mea, vă spun că e adevărat. Nu. E un tânăr, un băiat, dintre cei mei, în fine, nu-i corect să dau mai mult de deci deputatul era cu doamna Drăgălin? Nu, deputatul era singurel la un local unde sunt foarte mulți tineri în fiecare seară, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, lângă cinematograf. Așa? Da. Și care e problema? Și zic, să-ți fac o poză, că voi tamana ați spus că, domnule, măsuri de restrângere, trebuie să strângem cureaua, să economisim. Și tu, Sara, stai și bei și te distrezi. Ai tot dreptul. Dar ce mesaj dai tu în spațiu public? Unde este solidaritatea? Sau alții care citesc știri la televizor, trăind în casă de milioane, și boșii spun, săracele bunicuțe nu vor avea bani din pensie să-și cumpere medicamente în asta. E penibil, trebuie să existe o credibilitate, dar bea acasă cu 5 prieteni dacă ți-e bea tare. Dar nu te afișa în spațiu public, pentru că mie, ca alegător, ca cetățean, mi-a scris din PSB, ăștia joacă teatru. Azi îmi spune că e criză, că nu ne ajung bani, că se stânge lumina pe ore, că o să trebuiască să economisim gazele la maxim, nu mai mult de 19 grade ca în Europa. Și eu îl văd țara cu o băutură alcoolică, cu 2-3 vișni pe acolo. Normal atât să fie bine. Atitudinea, exact asta este greșeala fundamentală pe care a făcut-o doamna Drăgălin. Da, în ultima vreme s-a oprit. Din afacere. Vreme, deja știți cum, mortul nu mai poți să-l mai învii. Spuneați despre domnul Stoianoglu. Credeți sincer, domnule Gonța, că bandiții ăștia mari, care sunt cu Porsche-uri Cayenne, care sunt cu Lamborghini și care sunt cu casă de milioane și care au conturi și care, doamne ferește, ce fac? Se sperie atunci când o văd doamna Drăgălin? Eu în locul lor aș avea alte gânduri. Spune, doamna Drăgălin, poate vă servesc și eu cu o cupă de vin mai scumpă decât ați servit dumneavoastră. Poate mergem și noi la o altă prezentare de modă. Așa. Nu mai vorbim despre Procuratura Anticorupție și Veronica Drăgălin. Pentru că organele de drept au acest efect psihologic, știți? Deci, de ce se vine în zor dimineața cu poliția cu mascați pe tine? Pentru că tu ești de pe somn, nepregătit, faci bau, te-o luat trebuie, de ceapa, jos, la pământ. Există în teorie acestor acțiuni, există latura psihologică de a lua pe om prin surprindere, pe nepregătite, pentru ca să-l dezavantajeze. Ei toți nu o să recunoască, dar așa aș scrie în materialele lor didactice din care învață. În momentul în care eu văd comportamentul dumneiei, mai degrabă că aș cocheta, aș spune o glumă, își chemau la o cafea, adică ar fi cumva o discuție prietenească, nici de cum, nu una de procuror, de care zic, domnule, dacă dar mie mi-a plăcut, doamna, ca profesionistă, când a fost aici la noi la emisiune, am alte circunstanțe. Ca profesionistă? Ce-a puțin cum am vorbit.
Vorbește frumos, vorbește bine, faci efort de a vorbi corect în limba română, apreciem acest lucru. Este o femeie simpatică, este destul de drăguță, are carisma ei specifică, dar ca profesionist, în domeniul ei profesional, îi vai și amar, îi jale. Dar domnul Stoianoglu? Domnul Stoianoglu e altă mâncare de pește. Dumnezeu, tot ați spus și dumneavoastră ați vorbit astăzi pe faptul că în curând am putea să luăm bătaie de la CEDO. Sigur luăm bătaie de la CEDO. Sursa asta vine de ieri, eu nu înțeleg de unde. Tocmai de asta Maia Sandu a zăbovit să semneze decretul prezidențial privind demisia lui Stoianoglu. De ce nu a semnat până acum? Dar oricum nu-l mai ajută cu nimic cu această hotărâre a CEDO. El a fost demis. Nu se știe, domnule Gonța. El cede de revizuirea dosarului. El a dat în judecată, are voie, mai este și apelul. Cine știe deja ce va face justiția mai departe. Cu certitudine dumnealui va câștiga la CEDO, pentru că a fost încălcată procedura legală. Nu poate să vină un deputat în Parlament la ședința CSP-ului să spună că ia ca în presă. Pardon, au apărut câteva articole și în baza lor, haideți să demitem procurorul. Voi, și serios, dăm jos procurorul general pentru că există nu știu ce. Și vă amintesc că ei au cam zăbovit. Poftim? Și că mai vin și ăștia de la Alfa. Dar amintiți-vă, domnule Gonța, în baza cărei lege a ajuns Stoianoglu să fie numit în funcție. Noi cam repede uităm. Domnul Cârnaț, eu și mulți alții au spus, nu faceți această lege, nu vă grăbiți că au făcut-o blocul acum cu socialiștii concursul. După care și ei știau clar că această lege este ilegală, contrară Constituției. Mai întâi l-au numit, curtea domnică Emanuele a zăbovit atunci, da? A lăsat să fie numit Stoianoglu, după care curtea a spus, domnule, legea în baza căreia Stoianoglu a fost numit procuror este neconstituțională. Însă, Stoianoglu rămâne în funcție. Asta și a fost. Adică legea nu e bună, dar lasă-l să fie el. Asta e nonsens juridic. După care deja doamna domnică Manole nu mai este bună. De-a mie talpa iadului. Citez dihuri mai nou, îi spun membrii și activiștii foarte intens promovați pe TikTok. Ai PAS. Oficial sunt membrii PAS. Oficial își asumă să vorbească așa cuvinte despre membrii curții constituționale. Deci dacă ești cu noi, ești bravo, te ridicăm în slăvi, ești icoana vieții noastre, citat încheiat. Dacă nu, dihuri, satană, criminal, citat încheiat. Nu mi-asum cuvintele, doar am citat ce spun acești oameni. Nu sunt cuvinte injurioase, okay. Nu sunt necenzurate, sunt cuvinte de depreciative la adresa unei persoane. Articolul 69 al 1 nu sunt unește aici, nu este injurii, sunt cuvinte care se află în circuitul civil, dar sunt depreciative, lezează onoarea și demnitatea unei persoane, dar nu înjură. Să încheiem pe notă de sărbătoare, noi mai avem Zacancevăi, 30 secunde, Jean. Sâmbătă e hramul orașului, nu știu, planul, ceva? Neapărat, vom sărbători împreună cu prietenii, cu familia, domnule Gonța. Vă așteptăm și pe dumneavoastră în centrul Chișinăului. Poate ne intersectăm acolo cu multă lume bună, cu oameni buni. Măcar de ziua orașului să avem vremuri bune. Iată, văd că se încălzește puțin afară. Mâine și păimâine o să revină din nou puțină căldură. O să ne dezmorțim și noi în această stare de anxietate. Pentru că toamna are așa niște efecte psihologice. Să mai zâmbim, pentru că mereu o să fie probleme și grijă în politică. Dar este important să fim noi critici față de noi înșine, ca să putem deveni mai buni, mai înțelepți mâine, poimâine, să acceptăm diferențele de opinie, să ne respectăm unii pe alții, să promovăm un discurs civilizat, echilibrat, fără înjurii, fără înjosiri și cu stimă unii față de alții. Domnule Bileschi, vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost anul la emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunteți printre puținele surse media cu adevărat independente care asigură exprimarea liberă a dreptului la opinie. Mulțumesc tare mult. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.